Voluntarele Speranței ajută din anul 2007 bătrânii din orașul Plopeni. În preajma sărbătorilor le sunt aproape pentru a le alina cumva singurătatea. S-au întâlnit Voluntarele Speranței ale orașului Plopeni pentru a pregăti darurile pentru cei în vârstă, cei trecuți de 70 de ani, care nu au aparținători, care sunt singuri, care sunt bolnavi și pentru a-i ajuta cu anume produse pe care noi le-am cumpărat cu acest Crăciun. Femeile le-au adus bătrânilor cadouri, pachete cu produse. Pachetelele de astăzi conțin o pâine, un cozonac, un salam, un litru de ulei, un kilogram de zahăr, un pate de ficat, un iaurt, câteva fructe și un cârnăcior proaspăt. De ce faceți asta? Din dragoste pentru cei care duc lipsă de dragoste, de iubire, de copii care să le tragă pragul în pragul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, asociația a atras și implicarea unor tineri elevi. În această activitate s-au implicat toate membrele acestei asociații. Contribuțiile au fost atât individuale din partea noastră, cât și din partea unor sponsori de pe raza orașului Plopeni, oameni inimoși care au fost alături de noi, în afară de contribuția noastră, care considerăm noi că este pe măsura puterilor și a veniturilor pe care le avem. Am avut alături de noi și elevii de la Gimnaziul Carol I, îi inițiem în arta voluntariatului. Copiii au confecționat manual felicitări de Crăciun, care au fost oferite bătrânilor.